pregătirea campaniilor de marketing, training pentru operatori, migrare de date, poate să fie certificare cu autoritățile locale, payment-uri către companiile externe, poate să apară diverse aspecte de genul ăsta și alignment-ul general a devenit foarte important. Acum o să vă prezint o poză pe care spuneți că toți o știți, ce se întâmplă când, când apare un misalignment în proiect. Ca să fie lucrurile și mai interesante, compania a fost listată la bursă în urmă cu 2 ani și ceva și avem un CEO nou. Nu vă speriați, nu-i Steve Jobs, nu s-a mutat la Betfair, doar că CEO-ul nostru nu are o figură atât de cunoscută ca așa lui Steve Jobs și care, după toate bănuielile mele, are un obiectiv destul de important să ridice prețul acțiunilor. Astfel încât trebuie să ținem, am zis keep an eye, dar eu zic că trebuie să fim foarte stricți, mai degrabă decât keep an eye, cu costurile și cu beneficiile planificate și anunțate. Cum se traduce asta la nivel de proiect? În estimare de costuri cât mai exactă, toată lumea vrea să aibă estimare exactă de costuri, într-o planificare a costurilor, într-un plan de costuri, într-un revenue forecast, toate astea trei merg într-un business case care ar trebui să dovedească viabilitatea proiectului. Pe baza business case-ului se aprobă formal proiectul și apoi începe procesul de delivery, care poate să presupună și integrarea cu third party-urile. Se dau update-uri în mod regulat pe proiect, pe baza unui plan de comunicare. Update-urile includ niște KPI-uri bine stabilite, astfel încât să avem consistență pe perioada proiectului, să avem consistență și între proiecte. Și raportăm aspecte referitoare la scop, cost, timeline-uri, risk, issue. Facem risk și issue management destul de strict și vorbim și despre un benefit realization plan care este revizuit la intervale de 6 luni, 1 an și 3 ani de zile, în care noi urmărim dacă estimările din business case au fost realiste, dacă au fost atinse și dacă putem să îmbunătățim în vreun fel. Inspect, adapt, etc. Și acordăm atenție și fazei de închidere de proiect. Pentru că avem shareholder, acționari, care doresc să fim cât mai transparenți, vor să știe ce se întâmplă cu banii lor. Din când în când mai vine și câte o companie externă de audit, care printre altele face și audit la fel în care face project management. Acum un an de zile, de exemplu, am primit request, mă rog, să iau proiectele la întâmplare, am primit request să trimit detalii pentru 3 proiecte ale mele de aici. Așa, acum vă amintiți proiectul nostru, Italian Sportsbook, în care eram o echipă mică, entuziastă, lucram împreună, aveam tot ce ne doream la dispoziție și livram după cele mai pure metodologii agile. În cazul proiectului ăsta, probabil că nu am avut nevoie, din perspectiva noastră și așa cum am arătat noi, de o metodologie de project management ca atare, Scrum-ul ne-a fost suficient, noi așa credem. Ce am putut să vă spun despre proiectul ăsta, că încearcă asta challenge-ul, Betfair încerca să se livreze proiectul înainte încă de 2 ori și feluise. Deci cu atât mai mult și mai mare a fost succesul nostru care a reușit aici în Cluj, cu o echipă nouă formată, cu oameni noi și cu o metodologie care la mulți dintre membrii echipei nu era cunoscută. Acum, proiectul nostru, aș putea să vă dau un exemplu de proiect recent livrat, un produs de poker în Spania, pe care l-am livrat în ianuarie. Am avut backlog-ul de proiect, un product owner, mai degrabă un proxy product owner, diverse echipe care au lucrat și au livrat proiectul. Să zicem, am avut o echipă de games care a livrat integrarea pentru proiectul de poker și site-ul. Am avut o echipă de data warehouse care a livrat funcționalități legate de replicarea datelor, de raportare, etc. Și am avut o echipă de platformă care ne-a livrat funcționalități legate de payments-uri, funcționalități legate de player protection, self-exclusion,
etc. Acum mi-ați spune că într-o companie agilă ar trebui să ai echipe cross-functional, de multe ori posibil, altă dată compania nu e așa de, agilă și ne putem să o schimb peste noapte, trebuie să te adaptezi și să-ți adaptezi stilul de lucru. Oricum, nu e nicio problemă că ai mai multe echipe care lucrează pe același backlog, Scrum îți oferă soluția, ai Scrum of Scrums, nicio problemă, chiar și dacă ai mai mulți stakeholder care au requirement-uri pentru tine, mai mulți clienți, ai un proxy product owner care se asigură că toate requirement-urile sunt incluse în product backlog și că sunt livrate. Și aici e un pic discutabil. Vorbim de Poker Spain, un produs care trebuie să fie aprobat și certificat de autoritatea spaniolă, așa că, dintr-o dată, guvernul spaniol a devenit un stakeholder pentru noi prin legea care reglementează jocurile de poker în Spania. Și cu guvernul spaniol e destul de greu să lucrezi într-o manieră agile, să-i aduci la sprint planning-uri, să le faci sprint demo, etc. Și avem și compania externă care ne livrează jocurile. Poate că mulți dintre voi nu știți, dar site-urile de pariuri, majoritatea nu au produsele lor proprii de poker. Sunt, de fapt, niște rețele de poker unde se integrează toate site-urile de pariuri. În cazul nostru, compania care ne-a livrat jocul de poker mai are încă 250 de clienți ca și Betfair-ul și are valoare de piață de 1,5 miliarde de lire sterline. Cu procesele proprii, cu challenge-urile proprii și poate că nu e ușor să lucrezi într-o manieră agile și să îi convingi pe ei să se adapteze la procesele tale și la stilul tău de lucru. Și atunci, soluția aleasă de noi a fost să agreăm un plan de proiect împreună, cu milestone-urile importante, să stăm jos împreună și să le trecuim pe măsură ce am progresat în proiect. Vă vorbeam și de training-uri pentru operatori. Asta e destul de interesant la noi. Ce se întâmplă cu training-urile astea pentru operatori? Vine un trainer de la compania externă, de două ori, ca așa ai în contract, și îți trainește operatorii tăi. Dar operatorii tăi sunt o echipă mare care lucrează 24 din 7, au zile libere, nu poți să-i prinzi niciodată pe toți împreună. Și atunci în Bestel avem o echipă de training separată, care primește training-ul de la compania externă și apoi face training intern, la echipa proprie. Certificarea cu guvernul spaniol. Și aici e un proces destul de complicat și poate să fie certificarea în sine un proiect mai micuț, individual. Avem cumpărare de hardware. La Betfair există o echipă dedicată care se ocupă de așa ceva și trebuie să lucrez cu ei ca atare, la fel și cu instalarea hardware-ului. Există echipă specializată în instalare de hardware, marketing pentru training pentru echipa de marketing și migrare de date colegii de la Data Warehouse. După cum vedeți, proiectul e destul de complex și poate că nu pentru toți stakeholderii sau pentru toate problemele din proiect ai soluții oferite de metodologiile Scrum și Agile, ce Paul poate să mă contrazică, s-ar putea să existe. Și câteodată trebuie să te adaptezi și am hotărât să importăm sau să preluăm unele procese din metodologiile Project Management Institute. După cum vedeți, fiecare parte micuță din proiect e foarte importantă. Dacă una failuiește, poate să failuiască întreg proiectul. Așa că am decis că avem nevoie de un framework de project management care să ne ofere guideline-uri și tool-uri ca să managim proiecte complexe, acord atenție cuvenită la faza de început și faza de terminare a proiectelor, oferă tool-urile pentru governance, business case, stakeholder, plan de comunicare, le-am amintit pe toate, nu o să mă mai plictisesc acum cu ele, dar spune foarte puțin despre cum să livrezi software-ul efectiv. Și aici noi combinăm cu metodologii Scrum și Extreme Programming. Fiind o companie publică, listată la bursă, cum aminteam și colegii dinainte, ar trebui să fii și predictibil. Și predictibilitate nu înseamnă că mergi și faci public planul tău pe 2 luni de zile sau pe 3 luni de zile, ci că deodată faci public strategia și planul tău pe 1 an de zile sau pe 3 ani de zile,
plan de care trebuie să te ții și pe care o să fie evaluat prețul acțiunilor în funcție de planul respectiv. E destul de complicat și challenging să fii predictibil, dar în același timp să fii agile și flexibil, să fii în stare să te adaptezi la nevoile pieței și să-ți schimbi strategia din mers, astfel încât să nu rămâi în urmă. Noi credem că agile și metodologiile de project management pot să fie răspunsul la challenge-urile pe care le avem și noi credem că la Betfair dansează destul de bine împreună. Dacă aveți întrebări, vă rog să puneți cât de multe, că am venit cu o gașcă mare și de asta i-am adus ca să mă ajute la răspunsuri. Dacă ai fost cumva implicat când ați ales să folosiți PMI, ați analizat și alte alternative, gen PRINCE2, și de ce ați ales PMI? Dacă am fost implicat, întrebarea este dacă am fost implicat în momentul în care a fost aleasă metodologia PMI, de ce am ales PMI și de ce nu am folosit alte metodologii. Din punctul meu de vedere, atât PRINCE2 cât și PMI sunt niște framework-uri care îți dau niște guideline-uri și tot de guideline-urile astea, mă rog, în PMI, de procesele oferite de PMI, te poți folosi așa cum ai tu nevoie, nu e neapărat să le impui ca la carte. Am avut acum 4 sau 5 ani, funcționam după modelul PRINCE2. Acum, cu ceva timp în urmă, am trecut pe PMI. Au fost discuții, workshop-uri la nivel de project management, am avut și un off-site în care s-a discutat despre asta, însă, mă rog, am avut ocazia să discutăm, dar nu neapărat am avut un rol decizional în problema asta. Oricum, am uitat să menționez, ca și project manager la Betfair, practic nu ai nicio funcție de line management și tot ce v-am prezentat e din perspectiva cumva omului de rând și nu a unui manager în companie. Ca să spui câteva cuvinte despre relația între project manager, proxy sau product owner și scrum master, cum să? Întrebarea se referă la ce relație există între project manager, scrum master și proxy product owner. Din punctul de vedere al project managerului, este important ca toate aspectele să se alinieze într-un plan de proiect care poate să fie agile, dacă proiectul e de așa natură și destul de simplu, sau care poate să meargă într-o altă formă. Ce se asigură Scrum Master-ul e că project managerul, că există o colaborare strânsă între Scrum Master și Product Owner, se asigură că ceremoniile au loc, se asigură că lucrurile se livrează și ce vrea să știe situațiile în cazul în care apar probleme, în cazul în care apar întârzieri, în cazul în care se schimbă major scopul practic, îl interesează aspectele de care am amintit mai devreme, risk issue management, scope, tracking de costuri, în cazul tracking-ului de costuri, responsabilitatea project managementului, riscurile și issue, registrări, managerite de project manager, responsabilitatea product owner-ului și a scrum master-ului să ridice problemele, business case-ul, responsabilitatea și ownership-ul aparține product owner-ului să pună business case-ul cap la cap și să se aprobe, dar responsabilitatea project manager-ului să se asigure că e updatat și că se face review în mod regulat la business case. Plan de comunicare, practic project manager-ul este responsabil cu comunicarea în proiect, conform planului de comunicare și incorporează în comunicările periodice, rapoartele Scrum Master-ului, cost planning și tracking pentru... Scrum Master-ul face rapoarte? Păi există rapoartele de sprint, raportul de început de sprint, raportul de sfârșit. Nu există așa ceva? Asta nu întreba Scrum Master-ul. Ok, Scrum Master-ul se asigură că se... întrebarea a fost, Scrum Master-ul face rapoarte și că nu ar fi treaba Scrum Master-ului să facă rapoarte, e treaba Scrum Master-ului să faciliteze transparența în sprint, astfel încât să fie foarte clar și vizibil pentru toată lumea. Stakeholder management,
pică în responsabilitatea project managerului, deși de multe ori urmează ca product owner-ul să discute mai departe cu stakeholderii, project managerul este responsabil să facă engagement cu stakeholderii. Cost tracking am amintit și vorbim despre benefits realization. De cele mai multe ori, review-ul pentru beneficii se face după faza de încheiere a proiectului ca atare. Este, și de multe ori la noi în companie, product owner-ul e aceeași persoană cu product managerul, care e un rol specific de companie, și în rolul product managerului cade sarcina realizărilor, mă rog, review-ului de beneficii. Aceste beneficii, cum sunt evaluate? Adică tu la început când faci business case-ul, dai ceva gen story points sau function points și după aceea le evaluezi la sfârșit, adică tu ai focat pe funcționalitate, cum e incorporată? Nu toate se evaluează, ce ai zis la început, investul acolo, investul ăla care seamănă numai. Întrebarea se referă cum se măsoară beneficiile, cum și în, practic în ce unitate de măsură. Probabil că la început ce ai în business case nu coincide cu ce ai livrat. Există un model care, mă rog, destul de elaborat, un spreadsheet Excel unde intră mai mulți factori. Și acolo se calculează, practic, beneficiile se calculează în bani, practic, în revenue pe perioadă de timp. Câți bani faci în primul an după ce ai lansat, câți bani faci în al doilea an după ce ai lansat și câți bani faci în al treilea an după ce ai lansat. Doar 3 ani se măsoară pentru un proiect beneficiile și se măsoară în funcție de ultimul business case aprobat. Adică business case-ul poate să se schimbe, poți să mergi la autoritatea care îți aprobă business case-urile să ceri o reaprobare în cazul în care business case-ul ți s-a modificat, în cazul nostru cu beneficiile, și se măsoară în funcție de ultimul baseline. Dacă mai sunt alte întrebări. Ziceai că se fac o serie de update-uri pe bază de KPIs. Cine stabilește acei KPIs și dacă poți să-mi dai ceva exemplu? Întrebarea a fost, se fac o serie de update-uri pe baza unor KPI-uri și cine stabilește KPI-urile și dacă pot să dau exemple de KPI-uri. KPI-urile le-am stabilit, mă rog, ultimul set de KPI-uri le-am stabilit recent, le-am stabilit cu o echipă de project manageri, împreună cu managerul nostru și împreună cu alt senior manager. Am avut și noi input aici, am venit noi cu un set de KPI-uri pe care le-am produs în funcție de experiența pe care am avut-o pe proiecte. Și apoi am mers cu propunerea noastră spre aprobare la consumatorii raportelor, practic care stakeholderii raportelor noastre. Exemple de KPI-uri, pot să fie de la exemple foarte simple, care sunt prevăzute și metodologia PMP, deviation at completion sau aspecte de genul ăsta, dar poate să fie și aspecte foarte specifice, care să vină din experiență și care să fie ceva de genul întârziere datorată informațiilor greșite venite de la client. Am avut venite de la furnizor. Am avut furnizori care în mod repetat, mă rog, am avut probleme de comunicare cu ei și putem să definim astfel de KPI-uri. Nu neapărat se aplică în orice companie sau în orice model, dar există și niște KPI-uri generale și KPI-uri specifice de la companie la companie. Dacă mai sunt alte întrebări. Mulțumesc mult! Mulțumim frumos! Doar ce am aflat, pentru că a sosit și Gloria, am aflat că un studiu de caz despre implementări agile în Betfair este în cartea pe care o veți putea downloada. Așa că puteți să verificăm ce a zis, cu ce e carte. Ok, mergem mai departe, un pas mai departe.